Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 265 denumit Greenwich. De ce? Pentru că în acest episod vreau să vorbesc puțin despre o plimbare prin parcul Greenwich și despre știri curente. Să nu uităm! Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com. La partea de recomandări de cărți, uite-te că uitasem să pun cărțile pe care le citesc în timpul săptămânii. Să zicem, am început să citesc cartea pe miercuri și am terminat-o pe duminică, pentru că era o carte prea mică, așa de 100 de pagini. Și așa că am mers puțin în istoria mea de citit cărți și am pus aici la recomandări de cărți, chiar mai multe dintre ele. Cărți micuțe pe care le-am citit cumva între, între săptămâni, ca să zicem așa. Una este The Little Book of Valuation, scrisă de Aswath Damodaran. De e efectiv o carte pentru cei care sunt interesați să înțeleagă cum pot evalua o firmă în domeniul de investiții. Gândește-te că toate astea sunt cumva legate de domeniul de investiții, dacă vrei să înțelegi cum să investești în anumite firme. O altă carte se numește 100 Baggers, scrisă de Chris Mayer. Și efectiv îți spune cum să te uiți la diverse caracteristici, să identifici o firmă bună, ca mai apoi să rămâi cu acea firmă bună pentru o perioadă mai lungă de timp, în așa fel încât să ai un câștig de suficient de mare de pe urma acestui, acestui act al investiției. Ideea este că secretul este că trebuie să rămâi investit în anumite firme mai bine de 10 ani de zile, chestie care e foarte greu de făcut pentru mulți oameni. Următoarea chestie, următoarea carte pe care am citit-o așa între picățele este The Most Important Thing scrisă de Howard Marks și acolo The Most Important Thing de fapt este vorba de vreo 12-13 lucruri diferite, printre care faptul că trebuie să fii atent la ce investești, cum folosești banii, să nu-i pierzi banii la timpii în care sau la poziția în care te afli în să zicem în, în circul financiar, în cercul sau în ciclul financiar, așa, în ciclul piaței, ciclul, să zicem, împrumuturilor, ceva de genul ăsta. Bun de știut. Zero to One este o altă carte pe care am citit-o. Este cumva scrisă de Peter Thiel, cofondatorul PayPal. Și acolo se vorbește de faptul că este mai, cumva mai simplu să ai firme de la 1 la N, adică care folosești deja un principiu sau o invenție care deja există și o măresc, o creează în mai multe forme, și asta e mai ușor să faci o extindere pe orizontală, pentru că deja ai un punct de pornire. Este mai greu să inventezi ceva nou, să pornești de la 0 la 1 și acolo, în cartea respectivă, îți povestește așa de câteva principii legate de ce ar trebui să observi în anumite startup-uri dacă sunt ok în materie de, ce știu, direcția pe care vor să o aibă. Și acum citesc o carte, The Little Book That Still Beats the Market, scrisă de Joel Glim, uh, Greenblatt. Este o carte care îți povestește de câteva lucruri foarte simple la care să fie atent. Îți dă inclusiv un tool din asta online unde poți să verifici tot felul de firme în care puteai investi. Și îți dă câteva, să zicem, principii pe care să le înțelegi tot așa, ca să înțelegi cum să investești în stock market. Toate astea sunt nițel orientate către direcția respectivă. Dar pot să spun că fiecare carte în sine te învață o anumită chestie foarte interesantă în ceea ce privește investitul în stock market, pentru că foarte mulți oameni cred că este o loterie și în anumite, din anumite puncte de vedere este o loterie, dar dacă folosești anumite principii de lucru, gen să cumperi la un preț acceptabil o firmă, mai apoi să aștepți un timp suficient de mult să înțelegi cum să evaluezi firma respectivă, atunci o să vezi că te-ai protejat cumva de tot felul de necazuri și riscul de a pierde bani. Și când faci un sistem de genul ăsta și începi să îl aplici din ce în ce mai mult, o să-ți dai seama că până la urmă nu e așa de mult, să zicem, joc de noroc, pe cât este o chestie foarte bine legată de. foarte mult legată de skill. Nu 100%, dar foarte mult legată de skill. Și acum. Tot ce au nevoie este să câștigă experiență, să înțeleg și să studiez cât mai mult din bari puncte de vedere. De ce nu? Până că odată ce ajungi în UK îți dai seama că poți să obții ceva mai mult din salariul pe care îl faci. Bineînțeles, nu este suficientă chestia asta de investit. Important este că oricât de mulți bani faci este să știi să nu-i cheltui pe toți, să nu-i distrugi. Să știi să economisești și să nu dai prea mulți bani pe tot felul de produse, lucruri din jurul tău. Și asta am învățat citind cărțile astea interesante de investiții. Promit că o să revin la alte tipuri de cărți, cum sunt eu pasionat mai mult de știință și tehnologie, o să povestesc mai mult de asemenea cărți pe acolo, dar deocamdată trec printr-o fază în care vreau să învăț foarte multe lucruri și să-mi creez așa o intuiție, o experiență, ca mai apoi să pot trece să citești și alte cărți interesante, nu? Pentru că de fiecare dată când treci de la un domeniu la altul sau vrei să înveți ceva într-un domeniu nou, nou, Îți dai seama că vă câteva luni de zile, poate un an, doi, o să stai fixat pe domeniul respectiv să strângi cât mai multe informații. Și după ce s-a așezat informația, te poți orienta foarte bine și către alte domenii interesante. Și acum vreau să laud o mână de oameni faini, cum sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub. Ei sunt un ONG deschis acum mai bine de un an și ceva și au reușit să se încorporeze în mod oficial sub forma de CIO de curând și asta înseamnă că pot primi donații direct în contul lor bancar, Deocamdată ONG-ul respectiv primea donații prin tot felul de granturi prin autorități și nu puteau, să, de exemplu, să primească donații în, în contul lor bancar. Odată ce a fost înregistrat acest ONG, uite că are o putere de finanțare ceva mai, mai bună. Așa că felicitări celor de la ROE care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Și în ultima perioadă s ocupa ocupat și de foarte multe cazuri legate de refugiați ucrainieni în UK. Un alt ONG de laudat e de 3 pe Twitter, unde vorbesc ei despre drepturile europenilor. Alt ONG de laudat este centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, cu tot de, să zicem, cum îi zice, detalii legate de viața femeilor. În România, de exemplu, centrul Filia a publicat de curând o, 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 statistică interesantă. Cum arată cifrele privind mamele minore din România? Cică în 2021, 2523 de fete cu, vârsta, cu vârste între 11 și 14 ani aveau cel puțin un copil. Îți dai seama, 2500 de fete între 11 și 14 ani de zile. Chestii de genul ăsta sunt considerate pedofilie în sănătate și uite-te în România, deja uite, 2520 de fete cu vârste de 11 până la 14 ani aveau deja un copil. Da? Și dus, alte chestii, 125 de fete de 12 ani aveau primul un copil, și 158, da, de fete de 12 ani aveau al doilea copil. Ciudățenie mare. 434 de fete de 13 ani și 440 de fete de 14 ani aveau deja 2 copii și 22 de fete de 17 ani și de, 38, de 37 de 18 aveau 4 copii. Deja la 17 ani avea deja. Deci, 20 de fete de 17 ani și 37 de fete de 18 ani aveau deja 4 copii. Te doare capul, efectiv. Și când spui că România nu are probleme, toată lumea se, se enervează, se uită urât. Dar urmărește statisticile celor de la, efectiv, de la centrul filia și o să te sperii puțin mai mult decât te ai crede tu că, că te-ai speria, știi? Și mergem pe mai departe, clerc.org se ocupă de conștientizarea traf problemei traficului de persoane. Și când vorbim de trafic de persoane, de cele mai multe ori este vorba de trafic de minori în sănătate. Dar mai este și vorba de sclăvie modernă, gen trafic de, efectiv, muncitori în anumite locuri unde nu sunt întreținuți bine, nu primesc salariu, nu primesc mâncare, nu primesc... Cum găsești în anumite locuri, chiar și prin Londra, la spălătorii de mașini, ori în munci agricultură. În munci în agricultură. Și cum ziceam în titlu, hai să vorbim puțin de -al despre o plimbare prin parcul Greenwich. Dacă ai ajuns în UK sau în Londra și nu te-ai dus prin parcul Greenwich, ai pierdut un lucru foarte mare și anume să vezi cum arată, să zicem, orașul de pe dealul de la Greenwich și să îți dai seama cum, cum e să te uiți la Canary Wharf din pe Greenwich pe acolo. Parcul Greenwich este în sudul Londrei, prin zona Isle of Dogs, dacă te duci pe acolo. E foarte ușor de găsit pe, pe hartă, nu e niciun fel de problemă. Este un parc foarte mare, ți-a probabil o oră și ceva, nu o oră și ceva, cred că vreo 2-3 ore să dai în conjurul parcului, dacă vrei să mergi așa la pas, liniștit. Iar la ce am fost noi pe acolo, am fost la un moment dat la cofetărie, este o cofetărie chiar foarte faină în, cer, în centrul parcului, se numește pavilion, dacă să mă gândesc bine, dar de pavilion cafe. Un lucru important de știut, dacă te duci în weekend cum am fost noi, trebuie să te duci cumva înainte de ora 4 ca să prinzi și o supă, o mâncare ceva. Noi am prins doar niște sembișuri și dulciuri la o adică, pentru că ne-am dus mai târziu. Dar dacă te duci la pavilion cafe, care e chiar, așa, chiar pe vârful dealului, ca să zicem, după zona de observație, o să poți găsi și ciorbe supe înainte de ora 4. Asta să ții minte în caz că te duci pe acolo la plimbare. Ce este fain, ai de Chiar în zona satiei, cum îi zice generalul James Wolfe, poți să te uiți așa peste deal, în depărtare, ca să vezi cum arată foarte bine, efectiv, Canary Wharf și centrul Londrei. Și parcă este destul de mare. Și după ce am fost frumos la acest pavilion cafe, ne-am dus și noi să ne plimbăm la Flower Gardens. Inițial credeam că Flower Gardens este destul de micuț, efectiv, 2 trei, trei, zone cu flori și niște copaci, dar de fapt Flower Gardens cuprinde și o parte de lac, un fel de baltă mai precis, nu neapărat lac, unde găsești adesea rațe și chiar lângă Flower Garden este și The Wilderness, sălbaticia, gen Deer Park. Este un parc micuț de cerbi. Și cred că n-am văzut noi cerbi de data asta, dar a fost simpatic. Și în Flower Garden ne-am plimbat așa o tură în jurul zone cu flori și o tură în jurul zonei cu balta. Și este un lucru, un loc foarte interesant, am făcut și câteva poze, poți să vezi câteva conifere, cum, au, cum încep să fac acele conuri, și cum arată conurile când sunt mici și mov, după aia mai cele și verzi și după aia uscate în copaci de acolo. Găsești copaci care sunt vechi de vreo 2 300 de ani de zile, în, nu numai în Flower Garden, ci în tot, efectiv în tot într-o Greenwich. -ul. Dar în Flower Garden mai vezi și flori. Că de aia se numesc Flower Garden, se numește. Găsești flori foarte fain aranjate și amenajate și în funcție de anul timp și de perioadă. Găsești tot felul de flori interesante și, bineînțeles, se potrivește chiar o poză, două, trei, chiar cinci. Și întâmplarea face că ne-a prins și ploaia. când am fost noi de curând, când, duminică, dacă sau să mă gândesc. Din fericire, atunci când vine ploaia într-un parc, tot ce ai de făcut este să te duci sub ramurile unei copac ne-am găsit la un moment dat și o bancă, chiar sub ramurile unui copac și am putut sta liniștit locului, chiar am și citit dintr-o carte ce aveam cu mine la momentul respectiv și am admirat ploaia. Bineînțeles, ploaia de vară nu prea rece, dar care ne-a prins până la urmă cu niște stropi și pe picioare și pe cap și pe spate la un moment dat, dar am supraviețuit pentru că noi aveam, să zicem, protecția copacului și pe de altă parte aveam și umbrelă cu noi. În Londra, când te duci la plimbare, ai câteva lucruri. Ai găzanul în spate, în care ai întotdeauna o umbrelă și măcar un bidon de apă cu tine. Astea, astea trei sunt lucruri lege, cum ar veni. Rucsac cu umbrelă și apă cu tine, pentru că, mai ales că este vară, nu știi când ți se face rău și ai nevoie de apă pe metrou, nu știi când vine ploaia și ai nevoie de o umbrelă și găzan în spate pentru că nu vrei să cari lucrurile alea în mână. Și asta este viața de Londra. Și atunci, uitându-ne pe mai departe, ne-am plimbat prin acel flower garden pe care îl recomand și noi ne-am făcut așa ca un fel de regulă, cel puțin o dată pe an, dacă n-am putea merge măcar o dată pe trimestru, să vizităm flower garden în Greenwich Park. Și de la flower garden ne-am dus foarte bine în cealaltă parte până înspre Rose Garden. Rose Garden este chiar lângă Rangers House, undeva spre vest, acolo într-un colțul de vest, și găsește acel Rose Garden frumos aranjat în semicerc pe, pe partea de est a uh, Ranger's House. Și găsești cred că vreo 20-30 de tipuri de trandafiri acolo. Important ar fi să prinzi trandafirii la finalul lui mai. Noi am venit acum în iunie. Nu mai contează. Ideea este că unii trandafiri sunt faini la poză, alții sunt faini la mirosit. Sunt foarte simpatici pe acolo trandafirii respectivi. Și dat fiindcă tocmai ce ploase, uite-te că am putut să ne bucurăm de un parc unde nu era prea multă lume și nu era nici prea multă galerie, ceea ce a fost perfect, efectiv. Și ne-am bucurat de câțiva trandafiri, am făcut și câteva poze în The Rose Garden. Important lucru de știu, dacă ai nevoie să mergi la toaletă, găsești în partea de sud a parcului, la ieșirea din sud, Greenwich Park Toilets South și se plătește cât 20 de pi cum ar veni 20 de cenți, 20 de, 20 de pence ca să intri și e suficient să ai card cu tine, card din asta de banc, bancar cu wireless și poți să intri liniștit. Nu, nu, știu dacă merge, nu cred că mai merge plata cu monezi. Înainte trebuia să stai cu moneze 20 de pi, altfel nu puteai să te duci la bc -ul. și pe, 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 perioada pandemiei au schimbat în sistem de plata wireless, cu cardul wireless. Și găsești toaletele astea 20 de pi la ieșirea din spre sudul parcului, dar și la zona centrală unde e observatorul. Găsești și acolo tot așa, din asta, vece o automat din cu uși automate. Și este foarte simpatic pentru că efectiv altfel ar fi fost groazic de enervant să stai să te rogi de oameni. Aveam la un moment dat, nu știu, 5 lire mână și mă rugam de oameni să-mi dea mărunt, să te <laughs> pentru că nu puteam să intru la wc <laughs> Și acum se poate cu cardul și treci foarte ușor. Asta e o informație importantă. Ai două locuri unde poți să mergi la wc și ambele sunt cumva sus, pe deal dacă vii dinspre, dinspre, Tamisa, trebuie să urci de ca să ajungi la primul sau să te duci către ieșirea cealaltă ca să te duci la celălalt wc După ce ne-am plimbat pe la Rose Garden, ne-am dus foarte bine la Royal Old Royal Observatory. Observatorul ăla. Și de fapt ne-am dus acolo și la Prime Meridian, Meridianul 0, unde, bineînțeles că ne-am făcut câteva poze și în zona aia, îți dai seama, toată lumea este atrasă de Meridianul ăsta 0, fiind zona turistică, da? Ok. Și ce e interesant, că de la observator nu trebuie să cobori pe strada, să zicem, principală, pe zona asfaltată foarte mare. Este o cărăruie puțin la stânga, tot asfaltată, dar după o poartă mică metalică. Și când cobori pe aia, foarte bine undeva pe la jumătatea dealului, după observator, o să observi că e o cupolă de plante, de copaci. Efectiv, crenzile copacilor acoperă calea ta foarte bine, și se, e construit un fel de tunel din asta natural, cumva din uh, crengi, din crengile copacilor de pe o parte și pe alta, un tunel așa de vreo câteva zeci de metri, foarte simpatic pentru poze și pentru vizită și bineînțeles dacă plouă te protejează. Așa că dacă vrei să cobori de la observator de sus din, uh, din uh, Greenwich, nu coborâ pe drumul mare și la pe care coboară toată lumea, e o portiță mică la sânga, chiar lângă meridianul 0, te duci pe portița aia, să, se poate trece, nu plătește nimeni prin ea. Treci de portița și pe, continui pe cărăruia aia mică, tot din asfalt, dar duce undeva mai la stânga. O să-ți placă enorm de mult. Și, o și e și o zonă din care poți face poze chiar mai bine decât pe zona de observație de sus. Și după ce am coborât frumusel prin cupola aia naturală, ne-am dus jos să vizităm un alt loc preferat al nostru. Se numește Greenwich Royal Park Herb Garden. Și efectiv, ce găsești acolo, chiar de numele de herb, 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 herb garden, este vorba de tot felul de plante care sunt folosite la un gătit. De la mentă, la cimbru, tarhon și alte chestii de genul ăsta. Sunt vreo câteva zeci de tipuri în asta de plante. Și dacă te duci acolo imediat după ce a plouat, trebuie să ai grijă, pentru că ajuns să calci foarte mulți foarte mulți melci. Erau melci de, ce știu, 3-4 mm, mărime. Alții erau de un centimetru mărime. Trebuie să ai grijă, că altfel calci pe foarte mulți merci. Și în toată grădina aia, ce am observat noi și din lista să observăm, este că la parcela de ceapă, toți melci erau acolo, mâncau la cepele alea, derupeau locul. Melci erau nebuniți după cepele alea. urcați până sus de tot pe planta aia de ceapă. Și dacă, nu știu dacă e voie să culegi melci să gătești, să-i gătești, dar probabil că ai putea găsi acolo destul, dacă tot e vrea. Și oricum, e interesant chiar în mijlocul acelei grădini din asta de, să zicem, spice-uri, de herbs, de tot felul de chestiuni din asta de gătit. Este și o mică fântână, arteziană foarte simpatică. Și uite așa ne-am plimbat și noi am stat până la urmă, dacă să mă gândesc bine, am stat câteva ore bune pe acolo. Ne-am plimbat, parcul este mare, noi ne-am dus așa cam la țintă, dintr-o parte în alta, de la intrarea din nord-est, direct către pavilionul respectiv, să mâncăm repede ceva, după aia la Flower Garden, după aia la Rose Garden și, bineînțeles, la Herb Garden, în jos. Dar, bineînțeles, poți să dai o tură foarte bine așa, de jur în pe jur. Este și un loc de joacă pentru copii, chiar în partea de nord-est, nord, nord -est, dacă stau să mă gândesc, dacă te duci cu copii pe acolo și, teoretic, ar trebui să existe și anumite lucruri interesante, istorice, gen... Roman Temple, Ruins, ruina a unui templu roman și tot pe zonă trebuie să poți să găsești și un copac Queen Elizabeth First Oak, un copac foarte mare, teoretic al reginei Elisabeta I. Bineînțeles, este picat, e rupt acolo și acolo găsești doar o pancartă în momentul de față. Dar, nu, în principiu, dacă vei să te duci la Greenwich Park, cumva ar trebui să-ți iei, dacă nu cel puțin jumătate de zi, dacă nu chiar mai mult, poate chiar o zi întreagă, să te plimbi așa în linii, să, să, te duci în zigzag. Și ce am ratat noi a fost Granite Cherry Blossom. În principiu, de la Ranger's House, unde este Rose Garden, te duci perpendicular pe casa respectivă către drumul principal și ale drumul de Cherry Blossom. Dar Cherry Blossom se poate observa foarte bine în cireșii când au înflorit. Abia prin cât? Începutul lui mai, ceva de genul ăsta. Noi, noi am venit cam târziu și atracție turistică. Foarte mulți oameni vor să vadă acel Cherry Blossom. Și dacă stai în zona Greenwich Park, uite că este și o zonă de sport. Pe acolo te, duci, te poți duce să joci tenis. Sunt câteva terenuri de tenis foarte simpatice. Și bineînțeles, o mulțime de oameni fac sport, adică fug de jur împrejur în parcul respectiv. Ai și deal, ai și bale, Este foarte simpatic pe acolo. Mi se pare că este și o secție de poliție în zona respectivă, dacă chiar e nevoie. Dar este un parc fain. Chiar lângă parc este un alt parc foarte mare numit Blackheath Park. Și cam pe jumătate din Greenwich Park. Nu se întâmplă mult în Blackheath Park, abia dacă ai un copac de Dar imediat după acel Blackheath Park, este un Blackheath. o zonă, să zicem, destul de afluente, ca să zicem așa, destul de bogată și simpatică. Bun, și cam atâta cu Greenwich Park. De, după Greenwich Park am ieșit la o plimbărică, într-un pub din zonă unde am uh, reușit să mâncăm ceva britanic, mâncarea foarte bună de pe acolo. Fish and chips, bineînțeles, era printre mâncarea britanică, e mac and cheese, și aia ne-a mâncat și ne-a plăcut foarte mult. După ce am plecat de la Greenwich Park, foarte simpatic, după o plimbare din aia mare, îți ai seama că ne-a apucat foamea, nu, nu se fără îndoială, ca să, zi, ca să zicem așa. Oricum, merită din plin să te duci mâncare odată în, în an să vizitezi Greenwich Park și dacă n-ajungi pe acolo măcar, să te ducem în parcurile locale. Pentru că în felul ăsta, ce știu, te mai bucuri și tu de natură, mai vezi o veveriță, ceva de genul ăsta. Și uite că aici încheiem prima parte a acestui nou episod de podcast. Această primă parte va fi ascultată mâine, pentru că astăzi suntem în 21 iunie, mâine la radio.com. Cine vrea să asculte episodul complet, să nu uite să intre pe manuelcheta.com și să caute episodul 265 denumit Greenwich. Succes! Adesea când mă auzi vorbind despre Londra, o să vezi că sunt foarte optimiști. bucuros, voie bună, nu? Legat de Londra, dar chiar citeam de curând undeva pe Facebook, era un status, am și uitat ce al cui era. Un om destul de cunoscut, ca să zicem așa, dar efectiv am uitat. Ideea e că omul chiar spunea, măi, când s-a mutat în Londra era foarte speriat și a avut o viață destul de grea o perioadă până s-a acomodat puțin și a văzut cum este treaba. Am și uitat numele omului, dar omul scrie foarte, foarte simpatic, a lucrat la construcții primare, oară și acum este contribuitor la, la, la Republica, mi se pare. Încerc să-mi dau seama pe unde, pe unde a, a mai scris omul, nu mai găsesc. Dar ideea este, așa cum a povestit și el, povestesc acum că e super mișto, super fain ce vrei tu pe acolo, dar adevărul este că Până la urmă, prima oară când am făcut mutarea asta în UK a fost uh, nițel, uh, cum îi zice, <laughs> nițel de speriat. Dar după câteva zile, săptămâni, luni de zile, deja s-a calmat toată treaba și a fost chiar, chiar ok. Și m-am putut bucura de noul loc, noul statut, noua viață, noua orice vrei după aici, pe UK. Tocmai de aceea pot să povestesc de tot felul de lucruri mișto, interesante sau poate chiar supărătoare, dintr-un punct de vedere, să zicem, aproape neutru, ca să povestim așa. Oricum, un român în Londra este un podcast orientat puțin telf către, către partea de integrare. Și pozitivism, și integrare. De ce? Pentru că în felul ăsta vrei să te bucuri de o țară nouă, un loc nou venit și, bineînțeles, vrei să te bucuri cu și împreună cu oamenii de aici. Hai să trecem în subiectele din ultima săptămână. Uite, mai impresionat, nu mai impresionat, mai interesat, de exemplu, să aflu dacă UK are o Constituție. Și UK nu are o constituție scrisă pe cum au am, americanii sau românii, dar în schimb există o serie de legi care au fost, să zicem, adunate de-a lungul timpului și pe baza legilor și convențiilor respective se consideră că UK are o constituție nescrisă, delimitată într-un mod foarte clar pe acolo. E ceva Parliament Act, e ceva o lege legată de puterile monarhului și pe aia sunt tot de convenții care au fost stabilite de-a lungul timpului. Așa că, în principiu, UK are o constituție, dar nu este una foarte clară, definită într-un singur document, așa cum e în SUA sau în România. Bun, mergem la informații practice. Cum poți să scapi de apelurile spam? Cei de la Which.co.uk fac tot felul de materiale în super faine și importante de ajutor pentru toată lumea. Nu uita să te înscrii la ei, la witch.co.uk, pentru că ei sunt unul dintre site-urile și, să zicem, ONG-urile cele mai faine și mai mișto de prin UK. Și cum să scap de apelurile spam? Una, una dintre măsurile pe care le poți face este să plătești, într-adevăr, e enervant, în să plătești un serviciu, mi se pare 25 de dolari pentru 2 ani de zile, 25 de lire pentru 2 ani de zile la Telephone Protection Service, TPS. Am plătit și pe acolo și foarte rar primesc apeluri noastră telefonice spamuri. Și dacă nu merge chestia aia, bineînțeles, tot ce poți face este la un să blochezi un anumit număr de telefon ca să nu mai primești. Poți să setezi telefonul tău să nu primească nici, să nu accepte niciun apel dacă nu este din cartea ta de, să zicem, cum îi zice, din oamenii pe care ai tu în lista ta aprobată pe acolo. Ceea ce este o chestie foarte faină. Un alt lucru interesant, tot de la Witchcore UK de învățat, trebuie să ai grijă la job scams câteodată unii scamatori din ăștia se bagă pe LinkedIn și pe Indeed ca să-ți dea impresia că ei sunt angajatori, vor să te angajeze și uite-te cum mai putea să, 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 câștigi un job, să ai acces la un job. Și gândește-te că problema e destul de serioasă, pentru că sunt situații în care ăștia se bagă pe firm, pe LinkedIn, văd o persoană anume, preiau imaginea persoanei respective și după aia o descriere, fac un cont din ăsta fals de LinkedIn și tu crezi că vrei să că te angajezi la, ce știu, firma X. Numai că aia, ca să te angajeze la firma X, au un moment dat să-ți cer niște bani ca să faci nu mai știu ce chestii, gen să-ți facă aprobare de documente sau alte chestii. Niciun recrutor efectiv din UK nu îți va cere bani, ever, never ever. Și bineînțeles, o chestie importantă de știut, niciodată nu, nu apropi sau semnezi un contact, semnezi digital, un contact fără să te duci în persoană, să te întâlnești în persoană cu firma respectivă la sedul lor. Pentru că altfel te povestești, te pomenești în situația la foarte, foarte, să zicem, nașpa în care, să zicem, tu ai semnat un contact, dar de fapt contactul e ca să te, să te păcălească, știi? Și atunci, ideea este general, este că nu accept să plătești niciun fel de bani, te întâlnești în persoană cu persoanele respective, așa, și bineînțeles să, să nu accept să fie fie trimis anumiți bani în contul tău fără să te asiguri că firma respectivă există. Și bineînțeles, de cele mai multe ori, este bine să ai grijă să ai un interviu formal în care să discuți cu oamenii și să te vezi în persoană cu persoana respectivă, gen în persoană. Hai să zicem, dacă ești pe Zoom, să te vezi cu persoana aia, pe view, pe Zoom, ok? Nu, nu trimite informații personale pe platformele astea, gen LinkedIn sau Indeed, și nu downloada fișiere care sunt date pe acolo. Trebuie să fii și tu atent. Să, dacă îți pornesc anumite alarme, știi că trebuie să te ferești de oamenii respectivi. Și bineînțeles, când aplici pentru un job, verifică dacă firma respectivă există în Companies House și bineînțeles, nici aia nu e 100% sigur, pentru că uneori unii oameni sunt în stare să deschide sau să facă un cont pentru o anumită firmă pe company house, deci ai grijă foarte, foarte, bine. Dacă descoperi că cineva se ocupă de tot felul de scamatorii de din asta, poți să raportezi Action Fraud. Action Fraud mi se pare că este un site, da, actionfraud.police.uk e un loc unde poți să, re, să reclami chestii de genul ăsta. LinkedIn și Indeed și WhatsApp fac tot ce pot ca să blocheze scamatorile de genul ăsta, dar nu, este muncă foarte grea. Asta e important de știut, trebuie să ai grijă când, efectiv, când vrei să te angajezi undeva, pentru că ar fi anumite situații în care te pot păcăli oamenii. Și acum să ne uităm la alte chestii interesante de, despre Londra, de exemplu. Și este vorba de faptul că Londra are codurile poștale într organizate într-un mod foarte fin și ușor de înțeles, relativ ușor de înțeles. Tipul ăsta, Tom, de Taxi Driver, a făcut un filmuleț nou pe YouTube în care vorbește despre codurile poștale din Londra. Și nu urmăresc întotdeauna codurile alea, nu urmăresc o numerotare secvențială exactă, dar în principiu știi despre ce este vorba. De exemplu, când vezi un cod și zice E14, știi că este organizat undeva în zona de est a Londrei și probabil pe partea de la nord de Tamisa. Dacă e ceva SW17, de exemplu, știi că este undeva în zona de sud-vest și după aia 17, bineînțeles, codurile pe Londra pot fi așa: una, două litere și după aia 1, două numere. Dacă sunt mai multe, atunci ai nevoie una, două litere și una, două numere spațiu. La fel, una, două litere, una, două numere, da? De exemplu, la un moment dat poți să zici că cauți o, o chestie din zona Isle of Dogs și te duci E14-9WG, de exemplu, ok? Și aia ar trebui să fie 9WG, probabil, în partea de sud a Isle of Dogs. E14 este tot Tower Hamlets, cumva, tot districtul ăsta Tower Hamlets și 9WG, 9W, ar fi undeva în partea de vest, ar fi în partea de vest a Isle of Dogs și g undeva pe acolo mai spre sud. Și e interesant că poți să-ți cam dai seama prin ce zonă ar trebui să fie în funcție de zonul, de codul poștal. Foarte fain au gândit oamenii codul poștal. Bineînțeles, pe Londra te poți duce la London Postal Museum și acolo o să găsești mai multe informații. Chiar am fost în vizită în urmă cu ceva timp și a fost interesant de văzut cum funcționează poșta pe UK câte coduri sunt, câte locuințe sunt și cum a evoluat. Că în anumite situații s-au creat coduri speciale, cum este, mi se pare, E20, am înțeles, făcut special pentru zona aia, cu stadionul olimpic din zona Stratford. Și că în 2012 a fost, pe zona respectivă, a fost, au fost jocurile olimpice. Și atunci, pentru ăla s-a creat codul E20. Foarte simpatic. Și acum să discutăm și despre știrile care mi-au cumva mi -au ieșit în evidență în, ultimul, în ultima săptămână, să vedem ce mi-a atras mie atenția. Nu înseamnă că asta sunt cele mai bune știri sau cele mai interesante sau că, cine știe, ar trebui tu să le ascurți. Ci mai mult sau au mulat cumva pe interesele mele în genere. Unul la mână, ci că sunt obligați refugiații să ceară azil în prima țară safe, și aici este un articol de pe freemovement.org.uk Eu urmăresc pe oamenii ăștia, urmăresc și podcastul lor, citesc articolele lor, pentru că sunt imigrant, nu? Și atunci mă interesează să, să știu lucrurile în cât mai amănunt. De ce? Pentru că s-ar putea să mă afecteze pe mine sau s-ar putea să afecteze pe cineva care cunosc sau pe cineva care ascultă podcastul ăsta. Și atunci, dacă e informație relevantă, prefer să o dau pe mai departe. Și în principiu tot ce zice articolul ăsta este destul de lung, de tot felul de detalii. Convenția, să zicem, Națiunilor Unite legate de refugiați spune clar. Refugiatul nu este obligat să se oprească în prima țară safe, safe în care nu este persecutat. Refugiatul se poate duce până la urmă în orice fel de țară vrea și la fel, refugiatul este cumva protejat de, de să zicem, legile locale care -a spune ok că a intrat în mod ilegal într-o țară, în țară, ok? Deci dacă un refugiat fuge din țara în care este, să zicem, atacat, se zice că este o persoană gay, fuge dintr-o țară din asta musulmană și se duce în Ungaria, de exemplu, sau în Germania, sau în alte părți, dar ajunge acolo ilegal. Ilegal cu ghilimele de rigoare, ok? Deși intrarea lui refugiatului este ilegală în țara respectivă, țara respectivă, conform normelor internaționale, nu are voie să îl pedepsească pentru intrare ilegală, pentru că persoana respectivă este refugiată și atunci, în principiu, ce pot face țările este să permite persoanei respective să se stabilească în țara respectivă, ori să-i permite să meargă pe mai departe într-o altă zonă unde vrea să meargă. Și cam, cam, asta este toată chestia asta. Știi că foarte mulți politicieni și foarte mulți oameni zic ok, de ce nu se poate duce refugiatul în prima țară safe? Gândește-te că mare parte din refugiat 70-80% se duc în prima țară safe, efectiv în țările vecine, da? Dar gândește-te că ce se întâmplă când ai o țară ca Ucraina și Ucraina are 40 de milioane de locuitori, iar Moldova are, să zicem, vreo 3 milioane de locuitori și Ucraina are vreo 7-8 milioane de refugiați unde îi bagi pe aia 7-8 milioane de refugiați în Moldova, de exemplu, sau în România, sau chiar în Slovacia și Polonia, nu? Trebuie să îi împarți până la urmă pe refugiați în mai multe țări, nu în primele țări în care ajung refugiații respectivi, nu? Și atunci, de aia a și fost gândită chestia asta cu convenția asta a refugiaților, refugiații nu sunt obligați să se oprească în prima țară safe, ci sunt, li se permite să se ducă unde au ei nevoie, unde vor ei să se ducă, și apoi în țara în care vor ei să se ducă pot cere azil. Și țara în care ajung și cer azil, țara conform tratatelor internaționale, la care a aderat și uk și probabil și România și altele, țara respectivă este obligată să preia acei refugiați. Bineînțeles, cer și tu la rândul tău ca țară ajutor pentru a acomoda acei refugiați. Și asta e regula pentru toți. Nu știi când și românii, într-o zi sau în alta, vor deveni refugiați la rândul lor și atunci e important de știut că, conform normelor internaționale, este în dreptul tău să treci prin oricâte țări ai tu nevoie, să ajungi în țara în care vrei și să ceri refugiu în țara respectivă. Pentru că normele internaționale vorbesc de faptul că persoana respectivă are, are cumva drept, are dreptul să fugă din țara în care a fost, să zicem, persecutat sau în care este un pericol de viață, de moarte, pardon. Și cam, cam, asta e regula pe acolo. Sunt mai multe detalii din asta interesante, dar până la urmă chiar la partea de concluzie, zice, chiar la finalul de articol, zice, nu există nicio obligație pentru refugiați să ceară azil în prima țară safe în care ajung. Deși o mare parte chiar aia și fac. În prima țară safe cer refugiu. Ce e important de știut că UK primește un număr foarte mic de refugiați comparat cu alte țări din UE și din alte părți. Există multe motive pentru care refugiații ar vrea să se să plece din uh, anumite refugii camps și să se ducă pentru a-și găsi undeva membrii de familie în alte țări. No? Și atunci, uh, bineînțeles, uh, atâta timp cât ei sunt pe drum, ei sunt considerați în continuare refugiați. Și există un sistem numit Dublin, sistem pentru Uniunea Europeană, un, prin care refugiații pot fi trimiși între uh, diverse țări, dar UK nu este partea a Uniunii Europene, deci Dublin System nu se aplică. Și interesantă chestie, chiar a povestit la un moment dar și de o parte interesantă, care zice, băi, dacă vin refugiații pe canalul Mânecii, nu pot autoritățile britanice să-i preia pe acei refugiați și să-i ducă cu forța în, în Franța. Și a spus că chestia asta de punct de vedere legal nu este posibil și nu este de acceptat. De ce? Pentru că dacă refugiații, conform legilor internaționale, refugiaților le este permisă cumva trecerea dintr-o țară în alta, ca o țară ca UK să ia niște oameni și să-i mute cu forță din, din, către Franța, ăla este văzut ca un fel de act de invazie, ok? Pentru că trebuie să existe o înțelegere între țări ca să-și mute oamenii dintr-o parte în alta. Nu se poate duce orice țară să zică, ok, am aici 20-50 de oameni, pac, ți-arunc ție peste graniță înapoi și la revedere. Deși, deși, Auzisem undeva prin forumuri în anii vechi și de demult când au venit marele val de refugiați din zona Siriei că și în Ungaria, și în România, și în multe alte locuri se făcea treaba asta. Refugiații ajungeau în, în România și pa erau alungați peste granița, înapoi de unde au venit. Chestie ilegală conform normelor internaționale. <coughs> și atunci, în principiu, UK-ul chiar dacă politicienii ar zice, ok, hai să luăm cu, autorită, cu vapoarele și să-i trimitem în partea alta în Franța, Franța foarte bine ar putea spune, băi, nu vrem să-i primim înapoi, luați și îngrijiți-vă voi de ei, că la voi vreau să vină. Și atunci UK nu prea are metode prin care să-i oblige pe francezi să îi preia și la fel francezii sunt cumva acoperiți de normele internaționale a Convenției Refugiaților, sunt cumva acoperiți de chestia aia, prin faptul că nu îi obligă pe refugiații respectivi să-și ia azilul sau să facă azilul în Franța. Deci nici țara nu este obligă să îi ia dacă oamenii respectiv nu vor să stea în țara respectivă. Deci tocmai de aceea vezi și fluxul ăsta de oameni venind din alte părți, ajungă în calei și pa cumva se forțează să plece mai departe către UK. De ce? Pentru că nici Franța nu este obligată de tratatele internaționale să îi preia. <laughs> Și un lucru bun și un fapt important de ținut minte. A fost un articol foarte fain de citit. Când ai ocazia să-l citești și tu de pe freemove.org, citește-l, pentru că ne dă o, o altă perspectivă și ca imigranți, care rămân imigranți într-o țară străină, consider că e bine să ne uităm și la aspectul respectiv gen azilant, gen refugiat, pentru că nu știi niciodată când o informație de genul îți va fi utilă. Mergem pe de mai departe. Ce am aflat astăzi dimineață pe 21 iunie, da? E că 10.000 de oameni s-au dus cu noaptea în cap la Stonehenge să vadă sorsițiul de vară, chiar acolo la pietele alea puse unele peste alte. Și că o bună parte din oamenii ăștia fac parte din religiile druizilor și păgânilor, ceva de genul ăsta. Și mulți s-au dus acolo în ideea că se duc să se trezească în liniște să vadă, ce știu, sorsițiul de vară la Stonehenge și s-au trezit cu 10.000 de oameni acolo. <laughs> Foarte simpatică treaba asta. Știi, când toată lumea se gândește că va fi liniște și fain când se duc într-un loc, atunci te poți gândi că ești necazul. Din poze de uiți acolo e nebunie totală. Plin de oameni de rup locul. Și inter interesantă fază, la Stonehenge s-au filmat și s-au -au filmat anumite scene din Termină, nu Termină, Transformers. Unul dintre cele mai noi Transformers. Foarte fain. Mergem pe mai departe, aflăm că mâncarea din UK costă mult acum, dar o chestie interesantă, mâncarea din UK costa cel mai puțin din toată Europa și mai puțin decât în SUA. Odată cu Brexit, uite-te că mâncarea din UK a ajuns să coste puțin mai mult, dar cei de la TLDR News au făcut o puțină investigație și au zis, băi, mâncarea din UK era cam cea mai ieftină și și în momentul de față este la un preț relativ ok comparat cu, să zicem, restul, să zicem, Europei dar o bună perioadă, orice fel, aproape orice fel de produs în UK era mai ieftin decât în Europa. Și asta putem spune și noi, pentru că am văzut în magazine mâncarea din UK era mai ieftină decât în România, în Blașov. Chestie interesantă, da? Bineînțeles, aici te omoară pe Londra, de exemplu, te omoară chiriile și transportul, dacă ai nevoie, și bilurile, facturile. Ce am mai aflat de curând e că din, două, din martie, adică efectiv de o lună, două încoace, cetățenii UE au nevoie de ETA pentru a intra în UK. ETA este, cum îi zice frate, Electronic Travel Authorization. Și cei mai mulți oameni care nu sunt rezidenți în UK, fie că n-au o rezidență temporară sau, să zicem, permanentă, deci dacă n-ai rezidență în UK, o să ai nevoie de Electronic Travel Authorization. Altfel nu-ți va fi permisă intrarea în UK. Și cam atât de știut. Ce am mai aflat de curând este că se fură genți în centrul Londrei într-un mod, să zicem, aproape magic, în sensul că dacă oamenii nu sunt atenți, hoții de genți și de obiecte se folosesc de mâini, de picioare, de ce reușesc ei ca să tragă obiectul către ei și pe să-l ia și să-l fure pe acolo. E tehnică des întâlnită în zonele turiste, turistice și în Paris, dacă te duci la hotel și ți-ai lăsat geanta lângă tine, și te uita puțin singa adaptă vezi că geanta îți dispare. Deci în toate zonele turistice te să ai grijă, inclusiv în Londra, că se fură foarte mult. Ce am mai aflat de curând, că unele joburi din UK sunt deja înlocuite de către AI. Părerea mea generală legată de AI este faptul că managementul prost va încerca să înlocuiască complet angajații cu AI. Și atunci va duce la servicii mai proaste. Mai proaste, de calitate mai proastă, informații mai proaste și tot ce vrei tu mai proaste. De ce? Pentru că AI în momentul de față nu este. Mai dai 5-10-15 ani până un AI va ajunge să facă cât de cât ochii ok și nici atunci. Și oamenii care lucrează în domeniul de copywriting sau oameni în call center sau, 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 oameni în traduceri și în partea de documente legale, oamenii din categoriile astea se vor vedea cu joburile la risc, inclusiv software engineering, în ce lucrez eu. Da? Front-end development, web development și astea sunt la risc pe următorii câțiva ani de zile să fie, să zicem, înlocuite o parte din joburi. Bun de știut. Ce mai aflat de curând este că Boris Johnson a mințit tot timpul acesta. Nu contează despre ce. Orice spune Boris Johnson este o minciună extraordinară. N-aș fi crezut că mai găsesc, că găsesc, cineva, să zicem, de teapa PSD-ului în România, unde partidul respectiv mințea și tot felul de politicieni românești mințeau pe bandă rulantă. Nu, ei uite, Boris Johnson este clar în categoria respectivă. Nici nu știi dacă ce a vorbit vreodată Boris Johnson este sau a fost cumva vreodată real. Și mai de curând am aflat că s-a angajat ca editor la Daily Mail după ce și-a dat demisia din Parlamentul Britanic. Ducă-se, ducă, -se, ducă -se, știi cum, să ia oamenii uh, pagina unde scrie Boris Johnson și să o folosească la toaletă. Da? Cam așa merită. Ce am aflat de curând e că persoanele cu dizabilități sunt la risc de a nu-și permite plata îngrijirilor. Și aici e o problemă destul de mare, pentru că cost of living crisis a lovit în foarte multe lucruri, inclusiv la persoane cu dizabilități. Cum au crescut costurile necesare pentru grijă extra acasă, persoane cu dizabilități deja nu-și mai permit să plătească anumite lucruri. Și după ce că dizabilitățile alea sunt grele pentru oameni, uite-te că în plus au extra costuri pe care nu și le mai permis să le plătească. Și este, este crunt. Sincer, <laughs> mai am de altceva de zis? Nu, un podcast ăsta am pomenit de un milion de ori, eșecul uh, guvernării actuale. Nu știu cum vor fi o guvernare la, la Burisa, dar sincer am putut să văd ce înseamnă dezastrul unei guvernării conservatoare pe ultimii câțiva ani de zile. Și toată lumea se așteaptă, ok, la anul conservatorii să fie să piardă pierd, guvernul. Ce am aflat de curând este că Vodafone și 3UK devin o singură companie mare și lată. Spuneau că Vodafone și 3UK UK, sunt cam micuțe și nu pot concura cum trebuie cu O2, de exemplu, sau cu British Telecom și atunci fuziunea, fuziunea va avea loc în curând. Ce am aflat de curând e că la anumite școli speciale din Wales, elevii violenți chiar atacă profesorii, bat profesorii te fi gândit că chestii de genul ăsta existau poate doar în anii 90 sau 2000 prin România, dar uite că se întâmplă și în chei în și o bună parte din profesori nu se simt protejați de către administrația școlilor respective. Din punctul meu de vedere, dacă te duci la un loc de muncă și îți iei bătaie, dacă locul ăla de muncă nu este un ring de box unde tu ești boxer sau ceva, nu este un loc de muncă în care să te duci și atunci trebuie să dați în judecată angajatorii tăi pentru că nu ți-au menținut să zicem integritatea mentală, fizică, ce vrei tu pe acolo, știi? Nu se duc oamenii la muncă să ia bătaie. Chiar dacă copiii aia au nevoi speciale, au probleme psihice, ce vrei tu pe acolo, nu este un mediu în care să-ți faci viața în niciun mod. Și o ultimă știre pe astăzi, ce am aflat? Firmele de furnizare de apă au probleme mari cu poluarea mediului. Cu alte cuvinte, it's a shitty job. S-a povestit de atâtea ori că UK-ul a ieșit din s-a folosit de Brexit ca să iasă din Uniunea Europeană și se protejează de, de restul lumii, aruncând tot felul de deșeuri din asta menajeră, gen Rahat, ok? De jur împrejură insulei, zice, uite, în felul ăsta, noi ne protejăm de invazia altor oameni. Și asta e o glumă pe care am văzut-o de mai multe ori pe Twitter pe acolo. Și, într-adevăr, dar fiindcă anumite reguli nu se mai impună, nu se mai folosesc atât de strict pe cum se foloseau în Uniunea Europeană, de la Brexit încoace, tot felul de companii de apă, inclusiv Thames Water pe Londra, au deversat pe bandă rulantă, să zicem, deșeuri, deșeuri menajere. Și s-au plâns în presă BBC, The Guardian și alte, alte instituții de genul ăsta de jurnalist, s-au plâns adesea de chestia asta. Nu e o dată de două, ci efectiv adesea. Dar uite că eu mențin optimismul, hai să zicem, până, prin, prin 2030, șapte ani de acum încolo, ar trebui să se mai calmeze tava prin UK lucrurile, să se mai stabilizeze, să UK-ul să-și revină pe un făgaș, să nu uităm că UK nu este nimeni în drum. Londra în continuare primește cam 30% din investițiile pentru firme, 30% din toate investițiile pe toată Europa, ok? Tot continentul european, 30% din investiții se duc direct în Londra, ok? Dacă ești în, în Europa ca, ca și continent și vrei să faci o firmă care are cât de cât succes, ai vrea să te duci în zone din Amsterdam, Stockholm sau dacă nu, ce știu, Paris, Berlin, pardon, dar cel mai probabil vei vrea să te duci în Londra. Și așa că sunt oameni care vin din Noua Zeelandă. De exemplu, am lucrat la un startup anul trecut, prin februarie, martie încolo. Un startup făcut de un australian. Avea o idee bună omul, dar a zis, pentru că vrea, n-avea cum să aplice și nu ieșea prea bine aplicarea în Australia sau în Noua Zeelandă, a preferat să se mute tocmai în UK să aplice chestia respectivă. Nu s-a dus în SUA, a venit în UK, în Londra să aplice. Și firma a avut succes, a fost cumpărată după câțiva ani de zile și presupun că omul este bine în momentul de față. Se gândește ce altă firmă să deschidă, pentru că omul respectiv este un om foarte hanic și deștept. Și uite-te cum, în felul ăsta, Londra atrage oameni și, bineînțeles, UK-ul în continuare atrage oameni. Mulți oameni au zis, băi, dacă UK este, o să fie muritor de foame, o să fie old man of the Europe. Nu, nu. Asta sunt bancuri foarte, foarte, să zicem, ne la locul lor, ca să zicem în genul ăsta. Se vor calma treburile, acum sunt dezastre peste dezastre peste dezastre. Oamenii reușesc și vor trece puțin peste asta și mă gândesc că prin 2030 lucrurile ar trebui să fie mai calme. Mie mi-ar plăcea să fie ceva mai devreme, dar cine știe, prin 2030 lucrurile să se calmeze și în materie de imigrație, și în materie de reguli, și în materie de business, economie, etc. Ok, am vorbit puțin ca mult. Uite-ne la final de episod. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com Tu am ascultat un episod nou de podcast, episodul 265 unde am vorbit în mare parte despre Greenwich. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!